Adevărat, numele Lui este mare, fie slăvit numele Lui. Frați și surori, starea de mulțumire e un lucru foarte mare. E o stare, mulțumirea. Este o însumare a virtuților creștine, spirituale. Mulțumirea se manifestă în relația cu Domnul, pe verticală, în relația cu familia apoi, și apoi un al treilea domeniu, în relația cu biserica și cu ceilalți din jur. Un om mulțumit, așa spune Biblia, Proverbe 15:15, are un ospăț necurmat. El nu numai o dată mulțumește pe an, el în fiecare zi, sigur. Sunt zile speciale, cum e ziua de astăzi, e foarte bine când toți, în mod plenar, venim să-L binecuvântăm pe Domnul și să-I mulțumim pentru toate îndurările Lui. Dar în fiecare zi trebuie să fie această stare de mulțumire. Mulțumirea implică bucurie, implică pace, implică liniște sufletească, speranță, toate virtuțile sunt focalizate în această stare de mulțumire. Este o problemă lăuntrică, din lăuntru spre exterior. Zice, pentru că suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Romani, capitolul 5, versetul 1. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Lui îi datorăm faptul. Biblia vorbește mult de mulțumire și aș vrea, înainte de a sublinia câteva gânduri, să citim câteva versete pe care le avem, sunt multe, da? Câteva din Noul Testament, vis-a-vis de mulțumire. Spune aici în capitolul 5 din Efeseni, spune mai întâi, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl. Totdeauna, în relația noastră, tot timpul, să nu fie rugăciune în care să nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru sănătate, pentru mișcare, pentru binecuvântările spirituale, în primul rând, apoi pentru cele materiale. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Spune în Cartea Filipenilor, este reluată ideea, și spune în capitolul 4, versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Rugăciunea nu trebuie să fie o răbufnire a nemulțumirii. Dimpotrivă, o mulțumire înaintea celui preanalt pentru tot ce mi-a dăruit. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Numai că în spatele tuturor evenimentelor e mâna celui preanalt, care le controlează pe toate și le conduce. Și asta trebuie să mă determine să-i mulțumesc, rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Versetul 11 din Filipeni, din capitolul 4. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ce frumos spune Pavel, știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Totul. E un mare lucru să fiu un om mulțumit. Să știți că în viața aceasta Dumnezeu ne trece prin anumite momente în care vrea să vadă această stare de mulțumire. Tot timpul El o vede, dar în mod special, când ea este conturată, văzută, starea de mulțumire. În Cartea Colosenilor, din nou, este reluat acest lucru și spune versetul 7 din capitolul 2, citim și 6. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Cu mulțumiri!
Mulțumirea, încă o dată, este o cerință. În versetul 12 din capitolul 1, citim și 11. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Noi pe Stăpân, pe Dumnezeu, Creatorul, L-am supărat prin atitudinea noastră. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, o îngăduit și L-a trimis, a făcut un plan, a conceput un plan în care să fim mântuiți prin jertfa Domnului Iisus. Și asta trebuie, înainte de toate, o mulțumire non-stop, constantă. Viața se duce. Viața aceasta este trecătoare și urmează veșnicia. Dar și aici Dumnezeu ne dă pace, liniște. Îmi zic mereu, Doamne, dacă pentru pacea și liniștea pe care o am, mă culc seara în liniște și în pace, dimineața mă scol, mă încredințez în mâna lui Dumnezeu, evenimentele care se consumă, le pun la îndemâna Lui. Doamne, Tu le cunoști pe toate și merită să-L slujești pe Dumnezeu. Dar noi nu pentru viața aceasta îl slujim, în mod special pentru cealaltă. Dar și aici Dumnezeu nu ne lasă. Spune în Cartea Tesalonicenilor, tot vis-a-vis de această stare de mulțumire, spune versetul 16 din capitolul 5 din 1 Tesaloniceni, bucurați-vă întotdeauna, e legată mulțumirea de bucurie. Păi, cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. Ospățul, prin definiție, înseamnă bucurie. Și aici spune, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, tot timpul îi mulțumești lui Dumnezeu, tot timpul ai motive de mulțumire. Versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și pentru înfrângeri și eșecuri, da, vom vedea, și pentru acestea. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, spune în Romani, versetul 3, din capitolul 5. Chiar și necazurile noastre ne bucurăm. Și în necaz te poți bucura și într-o neîmplinire financiară, materială, într-un moment în care, sigur, ai o durere în trup, o neputință, o boală, da? Și atunci trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar un om care, sigur, are starea, standardul acesta înalt, pentru el este ușor să mulțumească. Deci am vrea să nu uităm mulțumirea mai întâi în relația noastră cu Domnul, pe verticală. În relația noastră cu noi înșine, lăuntru nostru, o inimă mulțumită. Inima, de acolo pornește totul, să știți, de la inimă. Auziți ce spune în Evrei, în capitolul 3, versetul 10. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Auziți de unde pornește rătăcerea unui om? Din inimă. Și când s-o materializat în afară, s-o exterioriza rătăcirea, deja a fost un drum lung până acolo, de la inimă. Frământare în inimă, până când a fost ca o explozie și au văzut și alții. Căderea în păcat a unui om, într-un păcat mare, nu în momentul în care a căzut, atunci doar s-o materializat. E un drum de la inimă, de aia Biblia spune inima. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima, Biblia mai spune, ținta poruncii este dragostea. Auziți însă de unde vine dragostea? Dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Ținta poruncii, dragostea, care e Dumnezeu, vine dintr-o inimă curată. Să-ți păstrezi inima curată, cugetul curat. Tot timpul, Dumnezeu tot timpul ne cercetează, nu e o clipă în care El să nu ne cerceteze. În relația cu El, pe verticală, noi trebuie să avem o inimă curată. Noi trebuie să avem starea aceasta de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Multe nemulțumiri sunt. Persoane care sunt nemulțumite de modul în care arată. Știți care erau nemulțumirile sau mulțumirile la evrei? Evreii mulțumeau lui Dumnezeu pentru că, în primul rând, bărbații, la ei mă refer,
spuneau: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt femeie, erau cu o treaptă mai jos considerate, disprețuite femeile. Și un al doilea lucru, pentru că sunt evreu și nu fac parte dintre neamuri. Aș vrea să spun însă, Noul Testament, nu mai există așa ceva. Nu mai există o departajare, o discriminare. Noi trebuie să mulțumim. Sunt multe nemulțumiri. Și nemulțumirile acestea se îndreaptă spre Dumnezeu. De multe ori există atâta cosmetizare. Știți de ce? Că nu suntem mulțumiți așa cum ne-a creat Dumnezeu. Și vrem să arătăm altfel. Să știți, asta e stare de rebeliune înaintea celui preanalt. Nu fac alte păcate. Noi ne ferim acolo. Dacă au făcut un păcat care duce la moarte, și imediat mă gândesc la păcate mari. Și un păcat mic de care nu mă las, tot la moarte duce. Sigur, pot fi iertat, ușor. Când vin cu recunoștință, mă căiesc și sunt hotărât să mă îndrept. Foarte important. Bărbați care sunt nemulțumiți, stare de nemulțumire, cum sunt, că nu sunt mai înalt, aș fi vrut și eu să am 1,90 m. Da? Atâta sunt mulțumit. Trebuie să fii mulțumit Dumnezeu. Dar cum? Dumnezeu este Cel ce controlează chiar și acest domeniu? Dar cum nu? Păi dacă Biblia spune că El a pus un hotar locuinței noastre și un hotar și un timp când să ne naștem. Așa spune în Fapte 17. Dumnezeul acesta mare, totul este sub controlul Lui. Tot timpul trebuie să-I mulțumesc. Îngerii doresc să privească atunci când eu îi aduc mulțumiri. Și mai ales când am și o problemă și vin cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Am o problemă, probleme și vin cu mulțumire. Doamne, umple-ne inimile de bucurie, de mulțumire. Ajută-ne să fim mulțumitori, Doamne. Ajută-ne să Te lăudăm. Auziți numai ce frumos vorbește aici, în Psalmul 50. Spune aici, printre altele, în Psalmul 50, versetul 14. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. La plural, nu odată. A mulțumit și gata. Sigur, nu o mulțumire așa de pe buze. Că eu pot să mulțumesc de pe buze, dar nu din inimă. Să mulțumesc în mod mecanic. Sunt și rugăciuni mecanice, să știți. Nici nu mă gândesc la ce mă rog și merge gura. Trăiesc literalmente, efectiv, atunci când mă rog. Trăiesc din inimă, cu ființa mea. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, auziți? Cine îl proslăvește pe Dumnezeu? Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui ai voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Mulțumire în relația cu El. Mulțumit în biserică. Un astfel de om este mulțumit în societate, el e liniștit. Stăpânul Universului care le-a creat este Domnul Iisus, Tatăl. Prin Domnul Iisus le-a creat. El a fost prezent prin El. Zice, brațul meu, atunci mi-a venit în ajutor, văd că am văzut că nimeni nu-mi vine în ajutor. Și atunci zice, brațul meu, mâna mea cea dreaptă mi-a venit în ajutor. Brațul lui, mâna cea dreaptă, nu era alta decât Domnul Iisus Hristos. Prin El o creat toate lucrurile. Și El a coborât în lumea noastră, nu și-a manifestat odată nemulțumirea față de societatea în care a trăit. Și noi multă răbufnire avem. De multe ori nemulțumiți de cei care conduc. Când Biblia spune cu totul altceva, nu-i admis să mă gândesc măcar, să am prejudecăți și gânduri rele în dreptul lor. Dimpotrivă, Biblia spune, rugați-vă pentru cei ce sunt puși în dregătorii. Domnul Iisus odată la împărații de la Roma, Imperiul Roman, farisei, cărturari și așa mai departe, doar i-a mustrat și în față, nu pe la spate, dacă a avut ceva să spună în față, le-a spus. De-aia spune Biblia, în Psalmul 89, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de judecata lui Dumnezeu. Dreptatea și judecata, iar bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Lui. Îmi place mult acest verset. Bunătatea și credincioșia. Zice Biblia, credincioșia răsare din pământ,
Iar dreptatea privește de la înălțimea cerurilor, Dumnezeu. Dumnezeu cel drept, desăvârșit, absolut. Iar credincioșia Domnului Iisus, care a împlinit voia celui preanalt, în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ce frumos! Credincioșia răsare din pământ, mântuirea noastră o răsărit din pământ. Și acum dorește noi să călcăm pe urmele Lui, frați și surori, să avem această stare de mulțumire. Atunci când ne rugăm, rugăciunea să fie ascultată. Ce frumos! În continuare, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. De aceea am vrea să nu uităm, trebuie să fim plini de râvnă și plini de dorința de apropiere mai mare și mai mare de El. El a promis că nu ne lasă și nu ne va lăsa. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră. Prima relație este relația cu Domnul, dar apoi există o altă relație între noi și cei din jurul nostru. Și aici trebuie să avem foarte multă grijă. Și aici trebuie să ne păstrăm direcția. Și aici trebuie să fim ai Lui. Trebuie să trăim o viață curată în relația noastră unii cu ceilalți. Ce frumos când într-o familie există o relație binecuvântată între soț și soție. Când există vorbe articulate, vorbe curate, nu care să producă durere și amar, nu prin care să te răzbuni pe cel de lângă tine. Dacă cumva există, că nu se poate să nu greșești printr-un gest, printr-o vorbă, imediat s-o rezolvi, să nu lasă să se cicatrizeze, să producă rană, să producă durere și amar. Și așa viața, frați și surori, până în împărăție nu e ușoară, că așa a hotărât-o Dumnezeu. Cine vrea fără probleme să ajungă acolo, greșește. Din start, el a greșit. Dar aici Domnul promite că este cu noi și în încercare mâna Lui este întinsă. Ce frumos! Ce frumos când în familie să fie iertare, copiii care cresc într-o asemenea atmosferă cerească, să fie, să vadă binecuvântarea celui preanalt. Să n-aibă îndrăzneală ei să răspundă obraznic și așa mai departe, ci în creșterea lor să primească lumină, înțelepciune și cunoștință din partea părinților și a celui preanalt. În relația cu părinții, cu cei din casă, trebuie să fie o relație bună, o relație binecuvântată. Noi dorim din toată inima, Doamne, binecuvântă toate familiile. Ajută-ne să avem o relație bună cu Tine, o relație bună în familie, soț și soție. Să treacă anii, nu concepem, să treacă anii și să fie stări antagoniste, unul împotriva celuilalt, să nu-i spui la soție, soția trebuie să știe tot ce faci, toate mișcările, soțul trebuie să știe toate mișcările soției. Păi dacă nu-i spun ei, la cine să-i spun? Dacă nu-i spun lui, atunci cui să-i spun? Biblia spune, dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, cel puțin, păi dar cine altul să fie decât soțul sau soția? El e cel mai aproape. Dacă cumva există anumite stări tensionate, trebuie neapărat să le apropii, să le rezolv în această zi, să nu le las. Acolo Domnul vine și acolo Domnul ascultă. Și el este gata să asculte ani de zile și îl lasă pe om. Și omul se frământă și își pune întrebarea: dar de ce am atâtea probleme? Uite motivul. Ăsta e motivul.
Pentru că tu trebuie să ai liniște, tu trebuie să ai pace în casa ta, în familia ta, în relația ta cu Domnul, dar apoi și în familie, la fel de important. La fel de important. Eu doresc, Doamne, binecuvântă toate familiile de aici. Căci vrem să-ți aparținem și vrem să fim ai tăi. Și după ce se duc anii și atunci te vei uita în urmă și mai bine vei înțelege veșnicia și ce-o pregătit Domnul acolo. O înțelegem în mică măsură. Dar și atunci nu vei spune la o anumită vârstă, Doamne, eu mai vreau numai aici să trăiesc, da, de unde? Parcă ești legat de veșnicie, dar cât o hotărâi Domnul, sigur, o trăiești în liniște și în pace. Rugăciunea și mulțumirea întotdeauna vor fi față de cel preanalt, dar și față de partener, și față de cei din jur, față de copii. Relația cu Domnul, relația cu familia, relația cu copiii, mulțumire față de copii, foarte multe stări de nemulțumire față de copiii pe care îi au mulți. E extraordinar. Să ajungă copiii la rândul lor, să se facă mari, căsătoriți și tot timpul să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce-o lucra pentru ei și pentru tot ce le-o dăruit. E un lucru mare, astea sunt lucruri mai rare, nu le întâlnești la fiecare pas. Că totul pornește în relația cu Domnul, mulțumirea față de El. Mulțumit pentru toate, păi tot ce am de la El am, de la El am sănătate, de la El am înțelepciune, de la El am familie. De la El am viitorul, mi-este garantat de El. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Au zis că viitorul e în mâna Lui, nu e în mâna mea. Viitorul copiilor mei este în mâna Lui. Ce frumos în familie. Atunci în familie vor fi cuvinte frumoase. Vor fi cuvinte de speranță, de pace, de bucurie. În relația care există, la un moment dat într-o familie mi se spunea, la un moment dat o fetiță a vrut să apropie de mama și mama o sesizat, era mai mică, o sesizat că vrea să-i spună ceva. Și la un moment dat a întrebat-o, ce vrei, vrei să-mi spui ceva? Da, zice, mami, zice, sunt așa de bucuroasă când văd că există atâta pace și înțelegere între tine și tati. Așa îi zice că există bucurie și pace în familia noastră. Și o fetiță mică, destul de mică, extraordinar. Mi se spunea, uite, o fetiță care a putut să înțeleagă, da una mai mare atunci, da unul mai mare. Știți ce spune Biblia? Copiii noștri, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Adică copiii care văd. Și de mic ei văd, trebuie să vadă pacea, liniștea, armonia, înțelegerea, relația care există cu Domnul prin rugăciune, prin cuvânt. Să nu fie o zi în care să nu fie părtășie din cuvânt. O zi în care să nu citesc cuvântul, să nu meditez, să nu mi-adun familia, odraslele. Sigur, astăzi suntem toți aici, când suntem aici, în mod plenar, cu atât mai mult, nu lipsim. Dar nu numai atât. În fiecare zi. Și copilul va vedea, se va implementa în viața lui, se va întipări. Azi, mâine, poi mâine, așa va crește. Va crește și când va fi mare, va fi ușor pentru el. Își va duce aminte în momentele limită prin care trece. Uite cum a fost în casa părinților mei. Păi tata nu și-a permis odată să o jignească, să o supere, să strige la ea și așa mai departe. Un astfel de tânăr va dori să se căsătorească, o astfel de fată va dori și ea o familie când vede armonia din familie, dar acolo unde sunt stări tensionate, vorbe ușoare, ieftine, gratuite, alea se plătesc. Ce frumos! Doresc, Doamne, binecuvântă toată biserica! Ajută-ne să avem, o Doamne, o inimă mulțumită în relația cu Tine, să-ți mulțumim, să recunoaștem că totul e de la Tine. Că dincolo de toate, Tu le-ai pregătit, Doamne. Tu ne-ai chemat, eu îmi pun de multe ori întrebarea, ne-ai chemat, ne-ai dat putere să împlinim voia Ta, ne-ai dat înțelepciune, financiar ne-ai ajutat, material ne-ai ajutat, în viața copiilor noștri ne-ai ajutat. În ultimă instanță, care e meritul meu? Nimica. Doar atât să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-L slujesc, să am inima curată, cu dorința de apropiere de El. Asta dorește Domnul de la noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi în relația cu El, cu familia și cu biserica în continuare. Un astfel de om
vei citi pe fața lui pacea și liniștea și la adunările generale pe care le avem. Și în biserică el va fi plin de pace, unde îl pui acolo stă liniștit, înțelegând că Domnul controlează și Domnul mă poate încerca. Un astfel de om, în relația cu semenii, cu vecinii, vecinii trebuie să știe că sunt un om credincios, că l-am pe Dumnezeu și că asta face o discrepanță, e o prăpastie între mine și el, în sensul că îl am pe Dumnezeu, nu alta. Foarte frumos. Eu de multe ori mi-am zis, Doamne, ceea ce face ca lumea încă să rămână în picioare la ora actuală, sunt credincioșii. Datorită lor, au această proprietate de conservare a lumii noastre. Când ia Domnul biserica lui, să știți că Domnul își dezlănțuie mâniile care le are, urgiile, te îngrozești când citești. Dar deocamdată este biserica lui și ne are Domnul în vedere pe noi. Dar nu numai atât, și într-o familie unde există un credincios măcar și ceilalți nu sunt. Și acea familie este în obiectivul lui Dumnezeu. Că este cineva care strigă, îl slujește și este cu dăruire înaintea celui preanalt. Dar nu mai vorbim în lumea aceasta, nu mai vorbim la nivelul unei biserici. Chiar la nivelul unei biserici, unde există, știți ce spune bisericii din Sardes? Veghează ce rămâne și întărește ce este pe moarte, că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei sunt ai mei, zice Domnul, vor umbla cu mine, sunt vrednici. Extraordinar. Dar unde o biserică întreagă, majoritatea doresc să-L slujească, oare Domnul stă nepăsător? Nu stă nepăsător. Cu atât mai mult, Domnul este gata să lucreze. Domnul este gata să asculte rugăciunile. Domnul este gata să intervină. Eu doresc pentru această biserică, Dumnezeu să o întărească în credință. Să ne ajute în vremea din față, să știți, v-am spus data trecută, cred, și o spun din nou, Luca 21, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Puterile cerurilor, nici nu ne imaginăm. Și evenimentele astea s-ar părea că se vor ține lanț de acum, să știți. Nu ne putem aștepta la anumite lucruri materiale, împliniri și așa mai departe. E extraordinar, un om mulțumit, e mulțumit de ceea ce are, material. E mulțumit de soție, e mulțumit de soț, de copii. Dacă vede că ceva nu e în ordine, se roagă pentru ei, atât. Îi sfătuiește când trebuie, îi sfătuiește, le spune, da? În continuare, se roagă lui Dumnezeu, știind că cel care poate schimba toate evenimentele și toate stările, e unul singur, este Dumnezeu. Îl rugăm, Doamne, intervină în toate familiile. Și dă-ne această stare. Eu îmi zic mereu, să nu fie rugăciune în care să nu-i mulțumești pentru soțul tău. Soțiile pentru soț. O rugăciune să nu fie în care să nu-i mulțumești pentru el, lui Dumnezeu. Să nu fie rugăciune în care să nu-i mulțumești lui Dumnezeu pentru soția pe care ți-o dăruit-o. Extraordinar. Tot timpul. Asta sigur, lăsăm pe cele rele, ne uităm la cele bune. Ce înseamnă asta? Mă uit la valorile pe care le-a pus Dumnezeu, la modul în care mă complexează pe mine, că eu nu sunt un întreg. Eu sunt o jumătate și ea mă complexează pe mine, sau el pe mine. Astea trebuie să le vedem noi. Mulțumire pentru cele financiare. N-am un job, dar mă mulțumesc cu cât îs, cu cât îi. Nu toată viața visez la altceva. Tot timpul visez spiritual la o apropiere mai mare, mai constantă de Domnul, la o trăire și la o părtășie mai profundă cu El. Asta trebuie să fie dorința. Și Dumnezeu le vede pe alealte și atunci știe să ne poarte de grijă, să ne dăruiască ceea ce avem nevoie. Eu vreau să închei aici. Doresc Dumnezeu să sprijinească biserica aceasta, să lase Domnul Duhul Lui în toate familiile, să ne dea o stare de mulțumire. Ajută-ne, Doamne, să-ți mulțumim. Păcatul este rușinea popoarelor, așa spune în Proverbe 14. Neprienirea înalță pe un popor. Păcatul rupe relația cu Domnul, păcatul rupe relația pe orizontală cu familia, rupe relațiile cele mai intime care au fost. Păcatul distruge sănătatea.
Și sănătatea o distruge. De aceea sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm, așa spune Biblia. Ce frumos! Răsplătirile nu le avem aici. Și aici ne răsplătește Domnul. Și aici. La adevăratele răsplătiri dincolo. Să aibă ca urmare în ziua aceea lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți, vă bucurați fără să-l fi văzut și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletului vostru. Extraordinar! Mântuire. Nici nu ne imaginăm noi. Aici suntem copii al lui Dumnezeu, harul care a fost arătat. Acest prim har ne învață cum să trăim, să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie. Dar Biblia mai vorbește și de cel de-al doilea har. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Vom fi ca El, frați și surori. Cum eu un anonim din țară, din Arad, dumneavoastră de aici, vis-a-vis de lumea astra mare, oameni, personalități, în ghilimele, cu nume, să fii ca și El, să fii a Lui. Nici nu ne imaginăm ce-o pregătit Domnul pentru noi. Harul strică reputația. Harul binecuvintează, păcatul strică reputația, păcatul strică bunul nume pe care l-ai. Bunul nume. Greu să știți că se face bunul nume, să realizează. Se construiește, dacă vreți, ani de zile, dar foarte ușor se poate strica bunul nume. Eu doresc numele nostru să rămână scris în cartea vieții. Până atunci ajută-ne să ne luptăm, Doamne, că e o parte a noastră. Mulțumire pentru mulțumire, trebuie să trăiesc relația cu Domnul, relația în familie și relația în afară, în biserică și în afara sferei bisericii. Asta e partea mea, iar mulțumirea mea o dă El, funcție de cum cele trei compartimente eu încerc să fie puse la punct în fiecare zi. Nu cumva să mă culc, că nici nu știu când mă ia Domnul acasă, și relația mea să fie forfecată, ori în familie, ori cu biserica. Când e în familie forfecată relația, tăiată, să știți că nici cu Domnul nu mai există. Că eu pot spune, am o relație bună cu Domnul, dar eu n-am o relație cu cel de lângă mine. N-am o relație bună în biserică, nici cu Domnul nu mai am. E o autoamăgire, o autoînșelare. Relația, pacea cu Domnul, liniștea, mulțumirea, îmi garantează și o relație pe orizontală bună. Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute la toți, să ne umple inimile și familiile de mulțumire. Amin.